Guvernul Câțu nu a prins niciun euro pentru tineri în Planul Național de Redresare și Reziliență. Așa și-a început declarația secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru. Acesta a criticat în termeni duri activitatea guvernului, având în vedere măsurile luate în ultima perioadă, subliniind în același timp faptul că în PNRR, în niciun capitol, nu se vorbește despre susținerea generației din care tânărul social-democrat face parte. Sărăcie, umilință și durere, aceste lucruri caracterizează țara noastră sub guvernarea de dreapta, o guvernare dezastruoasă și incapabilă să treacă România peste criza economică, dar și sanitară în care se află întreaga omenire. Actualii guvernanți își bat joc de tinerii care i-au susținut în 2020 și după ce le-au plafonat bursele, au anulat gratuitatea transportului CFR și au blocat majorarea salariului minim. Aceștia nu au cerut niciun euro în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a sprijini noua generație. Din păcate, acest guvern nu a reușit să facă absolut nimic pentru tinerii din România. În trecut au blocat majorarea salariului minim, ceea ce știm cu toții că avea un impact direct asupra tinerilor. După au reușit să taie subvenția pentru transportul CFR pentru studenți, o altă măsură care a îngreunat viața tinerilor, iar acum, bomboana de pe colivă, în PNRR, nu au reușit să aloce niciun euro pentru susținerea tinerilor, pentru dezvoltarea acestei categorii de vârstă, ceea ce arată încă o dată respectul și susținerea pe care actuala coaliție de guvernare, PNL, USR, UDMR, pentru că au fost cu toți împreună, cu toții au condus România în această perioadă și au lucrat la PNRR, o arată tinerilor și generației noastre. În ciuda faptului că aceștia au fost votați și susținuți de categoria de vârstă de până 35 de ani, se pare că nu i-au interesat absolut deloc de bunăstarea generației din care eu fac parte și pentru asta este încă un motiv în plus pentru care acest guvern trebuie să plece acasă. Guvernul Câțu împreună cu USR și UDMR, pentru că, repet, cu toții au luat aceste măsuri, trebuie să plece acasă și România să aibă parte de niște conducători cărora să le pese de populația acestei țări. Românii sunt supărați de faptul că actualul guvern nu face absolut nimic pentru a opri exodul tinerilor din țara noastră. Tot mai multe familii trăiesc adevărate drame provocate de plecarea copiilor de lângă ei, aceștia fiind obligați să părăsească locul natal, din cauza condițiilor din România și a lipsei de interes a guvernanților. Reamintim faptul că în principalul program de redresare al României, PNRR, nu cuprinde nici măcar o propoziție care să vorbească despre sprijinul acordat tinerilor. În primul rând, tot tineretul pleacă din țară datorită faptului că nu au locuri de muncă, nu sunt plătiți. Nu... Ce să facă? Ce să facă? De exemplu, eu am nepoții plecați tot la fel. Nu, ce să facă în țară? Credeți că actualii guvernanți țin la tinerii din România? Nu. Nu ține nici la tineri, nu sunt pentru țară. Pentru România nu sunt. N-a cuprins niciun bani. Păi ca să poată pleca în străinătate, să n-aibă niciun viitor. Da. Deci noi ne distruge, Iohannis ne distruge, că asta vrea să ne desfințeze. Asta este cea mai mare prostie care o face actualul guvern. Pentru mine e un guvern de nimic. Pentru că nu a alocat exact pentru sănătate, pentru educație și pentru alte chestii. Ei își vor numai de treburile lor și de noi nu le pasă. Trebuia să ceară Uniunii Europene bani și pentru tine. Da. Eu asta am înțeles, că trebuia. Dar ei au cerut că bagă în infrastructură, că bagă pentru drumuri, pentru căile ferate, dar nu cred că o să ajungă niciodată nici pe acolo. La cum s-a lucrat până acum, tot asta o să fie. Majorarea prețurilor la gaze și la energie, explozia prețurilor la alimentele de bază, dar și blocarea majorării salariului minim sunt realități care au lovit dur și tinerii. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care cei mai mulți dintre ei se gândesc să părăsească România de la o vârstă fragedă. Din păcate, viața se scumpește în România pe zi ce trece. Din păcate, facturile sunt din ce în ce mai mari, prețurile cresc din ce în ce mai mult,
Combustibilul, de asemenea, este o mare problemă pentru tineri. Majorarea salariului minim, așa cum spuneam și anterior, nu a fost respectată, majorarea gândită de Partidul Social Democrat, și vorbim în general, toate măsurile luate de actualul guvern au fost nocive pentru România, indiferent de categoria de vârstă. Tocmai de aceea Partidul Social Democrat are datoria și cu siguranță și-o va respecta de a demite acest guvern. Alexandru Cojocaru, secretarul executiv al TSD Mehedinți, un tânăr care își dorește să rămână în țara lui, nu mai acceptă abuzurile și umilințele la care sunt supuși românii de guvernul Cîțu și își dorește demiterea cât mai urgentă a celei mai nocive conduceri din perioada post-decembristă. Guvernul Cîțu trebuie să plece acasă pentru toate dezastrele sociale din țara noastră pe care le-au făcut în ultima perioadă, pentru toată incapacitatea lor de a gestiona această criză sanitară care, din păcate, ne afectează în fiecare zi din ce în ce mai mult. După cum am putut observa până sâmbătă la Congresul celor de la PNL, lucrurile au fost ținute sub control statistic vorbind, pentru că realitatea din România este una cruntă, realitatea din România este una sumbră, iar din păcate cu acest guvern lucrurile cu siguranță nu se vor îmbunătăți, tocmai de aceea că trebuie să plece acasă împreună cu USR, împreună cu DMR, pentru că toți au fost părtași la aceste măsuri care au făcut atât de mult rău României și românilor. Cu siguranță în perioada următoare Partidul Social Democrat va pune capăt cele mai proaste guvernări din perioada post-decembrie. Cu siguranță Partidul Social Democrat în perioada următoare va lua măsurile necesare, atât cât putem noi în Parlamentul României, pentru a fi alături de persoanele vulnerabile din țara noastră și pentru a veni cu soluții concrete de care România și românii au atât de mare nevoie. Tot mai multe voci susțin demiterea guvernului Cîțu, dată fiind situația dezastruoasă în care se află România în zilele noastre.